La Pitești, pe arena care poartă numele marelui Nicolae Dobrin, s-au desfășurat în zilele de 6 și 7 iunie numai puțin de trei competiții. Cupa României la Marș, etapa 1 a campionatului național pentru seniori tineret și juniori 1 și campionatul național de probe combinate. La Cupa României la Marș, muscelenii au obținut următoarele rezultate. Locul 1, Alin Știrbu, la 10 km marș seniori, sportiv cu dublă legitimare la CS Muscel și CS Ureșița. Locul 1, Adrian Dragomir, la 10 km marș tineret și locul 2, 10 km marș seniori, sportiv legitimat la CSU Pitești. Locul 1, Ion Dumitru, la 5 km marș juniori 3, sportiv legitimat la CS Mușcel Câmpul Lung. La campionatul național pentru probe combinate, atât Gabriela Ciurea, cât și Ionuț Iordache, ambii de la LPS Câmpul Lung, s-au clasat pe locul secund și au obținut medaliile de argint, iar în cadrul primei etape naționalelor pentru seniori, Andreea Panțuroiu a fost a doua la triplu salt, iar Gabriela Ilie pe locul 3 la aruncarea ciocanului. Pe treapta 1 a podiumului a urcat și Irinel Cojan de la CS Mușcel Câmpul Lung, în cadrul campionatului național de probe combinate Decathlon Tineret. Așadar, weekend cu multe medalii pentru atleții mușceleni, indiferent că vorbim despre cei legitimați la CS Mușcel, la LPS Câmpulung sau plecați de la Câmpulung și legitimați în prezent la alte cluburi.